Un adolescent în vârstă de 16 ani din Târgu Jiu este căutat cu scafandri în râul Jiu. Copilul a dispărut de acasă în urmă cu 3 zile după o ceartă cu mama sa și ar fi fost văzut ultima dată pe malul râului. Gabi Mladin în acest moment în legătură telefonică directă cu mai multe detalii. Gabi, ce se știe până în acest moment? Bun găsit, sunt căutări disperate în acest moment la Târgu Jiu. Iată, polițiștii, salvamontiștii și voluntarii încearcă să dea de urma acestui adolescent dispărut de 3 zile. În acest moment, salvamontiștii intervin în zona barajului de pe râul Jiu, din Târgu Jiu, cu un aparat unic în România, care scanează subacvatic. Este un detector al persoanelor care se află sub ape, bazat pe inteligență artificială. Este căutat aici, în această zonă, întrucât există suspiciunea că adolescentul s-ar fi aruncat în Jiu. Este doar o suspiciune care toată lumea speră să nu se confirme. Băiatul în vârstă de 16 ani a plecat de acasă marți după o ceartă cu mama sa. Imediat ce s-a întors de la colegiul la care învață, a avut o discuție în contradictorie, vă spuneam, cu mama lui, legată de un telefon și de prietena acestuia. De atunci, familia îl caută cu disperare zi și noapte și sperăm să avem rezultate bune pe care să le prezentăm. Maria Linda? Mulțumesc foarte mult, Gabi!